Salutare, oameni frumoși! Mulți m-ați întrebat în comentariile videoclipurilor anterioare dacă se poate călători în Rusia cu mașina personală sau cu avionul și vreau să vă explic cum puteți să veniți în Rusia, cum puteți veni în Rusia cu mașina sau cu avionul. Haideți că întorc camera să vedeți și cum se circulă prin oraș. Deci cum puteți veni în Rusia? Prima și prima oară trebuie să strângeți bani și să vă faceți timp, da? Categoric. După ce aveți cele două probleme rezolvate, banii și timpul, puteți depune o cerere online pe e-viza la ambasada Rusiei la București. Sunt două ambasade, două consulate, la București sau la Constanța, unde vă este mai aproape. După ce depuneți cererea, veți avea un răspuns, nu știu, cred că undeva până în 5 zile veți avea un răspuns pozitiv. Nu știu dacă au fost răspunsuri negative până acum, eu n-am auzit. Și după ce veți avea răspunsul pozitiv, trebuie să vă prezentați la consulatul unde ați bifat, unde ați ales să mergeți, îi dați actele și veți primi viza. Plătiți taxa, știu că primesc în dolari, nu știu exact să vă spun prețul. Puteți obține viză ca turist, puteți obține viză ca după o invitație personală, da, ca să veniți în vizită la cineva în Federația Rusă. Dar cred că cel mai simplu este ca și turist. Din câte mi-aduc aminte, era chiar o firmă care s-a ocupat de așa ceva. Dacă nu vreți să vă ocupați dumneavoastră, să depuneți actele, să mergeți la consulat, puteți să apelați la acea firmă. Era o firmă, dacă nu mă înșel, din Ungaria. Doar trimiteați pașaportul, banii și rezolvau ei toate cele necesare. Și asigurare și așa mai departe. În fine, viza nu e atât de complicat de obținut. După ce ați obținut viza, vă plănuiți călătoria și ați plecat. Dacă veniți cu mașina, granițele la ora actuală sunt deschise prin țările Baltice. Acum suntem în 15 ianuarie 2024. Ulterior nu știm cum va fi situația, poate să redeschid peste tot sau se închid invers, nu știu. Trebuie urmărit. Acum sunt deschise țările Baltice, puteți să veniți, dacă veniți din România, prin România, Ungaria, Slovacia, Polonia, țările Baltice și Rusia. După aceea mai aveți variantă prin sud, să veniți spre Bulgaria, Turcia, Georgia și Rusia și veți intra prin sudul Rusiei, pe la munții Caucaz. Aici depinde de dumneavoastră cum vreți. Peisajele sunt mai frumoase prin Turcia, Georgia, dar e un ocol mai mare. Dar aveți peisaje mai frumoase. Pe partea asta, pe Europa, sunt peisaje care nu vă vor atrage, mai ales pe Polonia. Din câte am înțeles, la vamă se așteaptă mult, nu știu, de la 12 ore în sus veți aștepta la vamă să intrați în Rusia. Trebuie să vă înarmați cu răbdare de chinez bătrân, cum se spune. După ce ați intrat în Rusia, da, veți avea nevoie de asigurare. Cred că asigurare puteți să obțineți la vamă, la intrarea în Rusia. Dacă nu, repet, nu e foarte scumpă amenda dacă nu aveți asigurare, e undeva la 800 de ruble.
Dar e mai bine să faceți asigurare, că de Doamne ferește să nu aveți vreo problemă în caz de vreun accident. Eu am ajutat doi prieteni de-ai mei, pe Atila Bertici și pe Cosmin Crăciun, care curând va veni la mine, și le-am făcut online asigurare, bineînțeles, prin ajutorul cuiva care și-a pus comisionul lui și a costat asigurarea la Dacia Duster undeva la 90-100 de euro pentru o lună. Dacă găsiți dumneavoastră chioșcuri din acestea la vamă, vor fi mai ieftin. Va fi mai ieftin. Ați intrat în Rusia. Ce trebuie să știți când veniți în Rusia? Puteți să vă uitați, mai am un vlog despre amenzile care sunt aplicate în Rusia. Puteți să salvați și acel video, să-l aveți în telefon. Pentru a ști, în cazul în care vă oprește polițistul, dacă ați încălcat legea, la ce să vă așteptați. Ce trebuie să mai știți? Plata la benzinărie se face, plătești și după aceea alimentezi în foarte multe regiuni. Deci te-ai dus la... aștept la coadă, la benzinărie, te-ai dus, te-ai apropiat de pompa numărul 3, de exemplu, mergi la casă, îi spui pompa 3 și suma. Dacă nu știți rusă, puteți să scrieți pe o hârtie pompa, da, pompa, știu toți, sau îi spuneți pompa 3, pompa 3, sau pompa 1, pompa 3, e aproape ca în română, și suma, 3.000 de ruble. Cardul nu este acceptat, puteți să plătiți cu cardul, dar și după, dacă nu ai intrat tot litrajul respectiv, vă întorc banii pe card. Dar vă returnează banii pe card. Dar cardul de... din străinătate nu va funcționa în Rusia, să aveți în vedere. Când veniți aici, veniți cu cash, dolar sau euro, primesc și dolar și euro, puteți să schimbați la o casă, nu sunt case de schimb, cel puțin în zona unde locuiesc eu, nu sunt case de schimb și nu am văzut, probabil până în Moscova sunt câteva, dar foarte puține. Și la bancă, cam orice bancă au schimb valutar. Vă trebuie pașaportul și banii. Schimbați banii și după aceea puteți să mergeți să vă faceți card. Dacă vreți să vă faceți card, cel mai bine ar trebui să aveți pașaport tradus și legalizat. Tradus în limba rusă și legalizat la notar. Pentru că nu toate băncile acceptă pașaportul netradus. Pașaport netradus acceptă la momentul de față Raiffeisen Bank. Puteți să mergeți la Raiffeisen, cereți un card, dați pașaportul, vă completează cei de la ghișeu, lucrătorii de la ghișeu, și imediat vă dă cardul pe loc. Și puteți să vă puneți bani pe card în ATM-ul. Cum puteți să faceți cazare, să vă luați o cazare? Este o aplicație, se numește Ostrovok, în traducere insuliță, Ostrovok, da, Astravok. Puteți să descărcați aplicația respectivă. Și după ce vă înregistrați, puteți să atașați și acel card care l-ați făcut la Raiffeisen sau oriunde vreți. Și ăsta e un fel de booking.com rusesc. Și puteți rezerva o cazare unde doriți. Mai sunt și alte opțiuni. Dacă vreți să închiriați apartament, pe site-ul Avito, cum e la noi OLX-ul, dar acolo va fi mai complicat dacă nu cunoașteți limba rusă. În engleză nu este opțiunea de a schimba limba, deci doar pe Ostrovok puteți, cred că vă este mai ușor. Mai mult de atât, dacă dorește cineva să vină, mă poate contacta în privat și
Vă voi ajuta în măsura posibilităților să aveți o vacanță plăcută, de neuitat și în siguranță. Haideți că am luat-o înainte, că deja sunteți în Rusia, la vamă, dacă veniți cu mașina, va trebui să completați imigrațiunei carta, e o hârtie de ca să vă înregistrați la serviciul imigrări. Asta este foarte importantă, nu trebuie să o pierdeți, dacă ați pierdut-o, e ca și cum ai fi fără pașaport în Rusia. Să aveți mare grijă de acea hârtie, imigraționă-i carta. Și trebuie să mai completați o declarație vamală de introducerea autoturismului în Rusia. E o declarație că exportați în Rusia provizoriu acea mașină cu care veniți dumneavoastră, ca să fie pe înțelesul tuturor. Și după ce ieșiți, acea declarație rămâne la vamă. Dacă veniți cu avionul, imigraționa-i carta o completează lucrătorul vamal. Este mai simplu pentru dumneavoastră. Cu avionul va fi mult mai simplu, atât că va trebui să luați o mașină în... Stai să întorc camera. Așa. Va trebui să luați o mașină în chirie, să închiriați o mașină. Card nu, o să, nu veți avea cum veniți în Rusia, va trebui cash. Puteți face și asta, sunt multe... Cam în fiecare oraș sunt firme de închirieri mașini, nu sunt de-astea renumite ca în Europa, Rent-a-Car, Avis și așa mai departe, Budget. Sunt firme locale, puteți lua o mașină de buget mic sau o mașină de lux, depinde de veniturile dumneavoastră. Ce ar trebui să mai știți? Asigurarea medicală... O veți avea înainte, când faceți documentele pentru viză, veți avea asigurare medicală. Vă sfătuiesc să aveți numerele de telefon ale consulatului României la Moscova. Noi avem consulat la Moscova, la Rostov, Nadanu. Asta e în sudul Rusiei, dacă veniți prin Georgia. Și mai avem la Sankt Petersburg. Din câte știu, la ora actuală ar lucra doar cei de la Moscova. Să aveți numărul de telefon, mai ales cele de urgențe, în cazul în care vi se întâmplă ceva, să sunați sau mă contactați pe mine. Internet nu veți avea, dar este foarte scump. Dacă nu mă înșel, sunteți, Rusia este în zona a 5-a, e foarte scump internetul aici, dacă veniți cu cartelă de România. Puteți merge cu la orice operator de telefonie mobilă, cu pașaportul, cu imigraționă-i carta, dar peste tot vă va cere la hotel imigraționă-i carta, la bancă, peste tot vă va cere acea hârtiuță. Mergeți la orice operator de telefonie mobilă și cereți o cartelă SIM pe care o plătiți. E ca o cartelă prepaid, doar că trebuie să o iei cu poate. Și îi spuneți, vreau pe o lună, vreau pe două luni, depinde cât veți locui în Rusia. Sunt anumite zone în care un anumit operator de telefonie mobilă funcționează mai bine, are mai bună rețea sau mai slabă. Asta depinde, Rusia fiind foarte mare, dumneavoastră veți alege. Dacă sunteți două persoane, trei persoane veți călători, eu vă sfătuiesc să luați, dacă călătoriți în toată Rusia, luați cartele diferite, ca să, dacă nu are unul, are celălalt rețea. Ce aș putea să vă mai spun, ce sfaturi să vă mai dau? Dacă cumva călătoriți și vreți să beți o bere,
Nu la volan, în mașină, dacă vreți. La benzinărie aici nu se vinde alcool. Absolut. Dacă vreți să cumpărați alcool, iarăși sunt în fiecare regiune, are legea ei și spune, de exemplu, la mine în oraș, de la ora 10 dimineața se vinde alcool până la ora 21. După aceea nu se mai poate cumpăra alcool, doar la restaurante care lucrează non-stop. La magazine nu poți cumpăra alcool. Țigările aici nu sunt la vedere ca în alte părți, sunt închise printr-o jaluzea. Îi spui ce țigări vrei, deschide în fața ta și îți dă țigările. Nu poți să te uiți, să alegi, să... și nu vezi prețurile. Pentru a nu face reclamă, nu încurajează fumătorii. În cazul în care, Doamne ferește, vă îmbolnăviți, vă sfătuiesc să aveți medicamente la dumneavoastră, pentru că aici, nu de multă vreme, a început să dea antibioticele pe rețetă. Dar așa puteți cumpăra orice care se dau fără rețetă, calmante, aspirine, că acum e la modă cu virusul, fiecare are temperatură, dureri de cap și așa mai departe, dar antibioticele se dau pe rețetă, să aveți în vedere. În cazul în care veniți iarna, să aveți în vedere că anvelopele de iarnă sunt obligatorii începând cu data de 1 noiembrie până pe data de 30 martie. Unde vă puteți opri pentru a fi în siguranță? În siguranță ești peste tot în Rusia, nu este cum se aude, cum se zvonește că te iau ăștia rușii, te taie, te fură, nu este adevărat, dar ca să fiți liniștiți, puteți la orice benzinărie, da, Lukoil, Rosneft, Gazprom, parcați, sunt parcări acolo, acolo puteți dormi în cazul în care nu ați găsit un hotel pe drum sau ceva, puteți să vă odihniți câteva ore, nu vă spune nimeni nimic. V-ați trezit, vă faceți treaba, au toalete acolo, vă cumpărați o cafea, un hot dog pentru micul dejun și vă continuați drumul. Sau, altă variantă ar fi în parcări de tiruri. Sunt foarte multe parcări de tiruri. Pentru tiruri, în schimb, mie nu prea îmi place împarcarea pentru tiruri. De ce? În primul rând, e multă mizerie, de la e praf, e pe jos praf, sau nu e asfalt, e pietriș. Știu de ce nu-mi plăcea când mergeam cu cățelul. Noi avem căței albi și se murdăreau foarte tare. Și... să aveți în vedere, dacă e parcare de tiruri, să nu stați lângă mașină frigotehnică din asta, că ăla va merge compresorul toată noaptea și nu vă veți putea odihni. Vă dați mai departe de cei cu frigotehnică. În parcarea de tiruri va trebui să plătiți la momentul de față 150-200 de ruble. Sunt parcări unde au și dușuri, au și cafenele, au și magazinașe de piese auto și așa mai departe. Astea se plătesc separat. Dacă ai plătit parcarea, dau 150, nu să ia de persoană, să ia de mașină. 150-200 de ruble, asta înseamnă 1,50 euro. Și după aceea, dacă ai nevoie de duș, toaletă, îi plătești separat. Aici este ora prânzului, opresc un pic, merg să mănânc și continuăm după aceea. Cred că în ceea ce privește turismul cu mașina, am cam terminat sau nu, așteptați să mănânc și ne vedem după. Și urmează turismul cu avionul pentru cei mai comozi sau cu cei cu bănuți mai mulți. Stați că merg să mănânc și revin.
Cam așa arată cafeneaua prietenului meu. Dve pecii, adică două sobe, două cuptoare. Aici fac pe lemne, pizza pe lemne, la cuptor cu lemne. Cam așa arată. Vedeți? Ia să comandăm ceva. Gata, e gata masa. Deci, cola, cartofi prăjiți, sos de usturoi, așa îi place românului. Și aici e pita, e ceva un kebab. Și cu iulea kebab. Și asta am dat 6,80 €. Pentru cei care sunteți la masă, acum vă urez poftă bună. Imediat termin și vă spun cum să continuați călătoria în Rusia. Dacă veniți cu mașina sau cu avionul, indiferent, și nu dormiți la hotel, dormiți la cineva care nu poate să vă... pe imigrațiune carta, trebuie să vă înregistreze la serviciul imigrări. La fiecare 3 zile trebuie să vă înregistrați la o adresă. Deci cel puțin la 3 zile trebuie să stați măcar o noapte la hotel și ei vă vor înregistra sau la cineva acasă și vă va înregistra persoana respectivă, dar la hotel este mult mai simplu. Chiar dacă nu locuiți la acel hotel, puteți să mergeți să cereți să vă înregistreze, îi dați ceva acolo și nu neapărat trebuie să locuiți la cazarea respectivă. În ceea ce privește venirea în Rusia cu avionul, vă va face automat lucrătorul vamal, polițistul vă va face imigrațiunea carta, ieșiți din aeroport, vă vor aștepta mulți cu taxi, acolo sunt cum sunt la noi rechini. Aici taxiul e Yandex-ul și Uber-ul. Puteți descărca pentru a avea GPS. Chiar dacă veniți cu avionul, poate veți avea nevoie să luați o mașină în chirie, să închiriați o mașină, descărcați înainte aplicația Yandex Navigator și pentru a comanda taxi, Yandex Go se cheamă. Și ce pot să vă mai spun pentru... Stați că îmi revine imediat. Gata, ca să nu vă țin așa în tensiune. Am oprit mai bine ca să-mi revină ideea. Ați ieșit din aeroport, vă așteaptă taximetriști. Nu e recomandat să luați taxiurile de la aeroport, sunt scumpe. Puteți comanda, dar voi dumneavoastră nu aveți card, da? Trebuie să atașeze acel card la Yandex Go ca și Uber-ul. Dacă nu acceptă cardul dumneavoastră și cu siguranță nu-l va accepta, încercați să plătiți variantă cash, aveți cash. Dar nu știu, cred că iar nu aveți ruble cum veniți în aeroport. Puteți schimba o sumă mică de bani chiar în aeroport, dar știți foarte bine, cursul nu e atât de avantajos, nu e recomandat iar să schimbi în aeroport. Mai sunt și case de schimb și în România, din câte știu, vând și ruble. Puteți să cumpărați ruble de prin România. Pentru că mai sunt cetățeni moldoveni care fac naveta ba Rusia, ba Moldova și România și mai vând ruble. Din câte mi-aduc aminte, era undeva la Piața Romană, vindeau și ruble în București. Deci când ieșiți din aeroport, dacă nu vreți să luați taxi, puteți să mergeți, se numește Aero Express. Ăsta este un tren care merge până la metrou. Puteți merge chiar până în centrul Moscovei undeva cu Aero Express-ul. Dacă vreți să
mergeți, sunt trei aeroporturi care operează la Moscova, dacă veniți direct la Moscova. E aeroportul Domodedovo, ăsta este mai departe de oraș, e la vreo 20-30 de kilometri de Moscova, ăsta e la sudul Moscovei. Aeroportul Vnukovo este considerat ca fiind în oraș, chiar este metrou acolo. Cum ieșiți de la, din aeroport, puteți să luați metrou și pe linia galbenă schimbați pe linia roșie, de la linia galbenă pe linia roșie și puteți merge în centru. Deci puteți opta, dacă vreți doar Moscova, aeroport Vnukovo. Dacă vreți la nord, spre, ăsta e nordul, e spre San Petersburg, șoseaua care duce la San Petersburg, ăsta este aeroportul, cel mai mare aeroport, Sheremetevo. Din câte știu, dacă veți veni pe Sheremetevo, sunt cele mai scumpe zboruri. Acolo operează Aeroflotul, ceea ce nu recomand, Sheremetevo. Înainte veneam în România când era cursă directă doar după Sheremetevo, dar eu locuiesc la sud și făceam doar prin Moscova 3-4 ore. Nu recomand. Dacă veniți, veniți pe Vnukovo sau Domodedovo. Pe Vnukovo sunt cele low cost, sunt, operează compania aeriană din Rusia, Pobeda, adică Victoria. Sunt cele mai ieftine, dar nu sunt atât de confortabile. Și escală, cele mai multe escale veți avea la Istanbul. Eu aș recomanda să veniți, dacă aveți opțiune, ori cu Turkish Airlines, cap-coadă, că dacă veniți cu aceeași compania aeriană, vă vor transfera și bagajul, ca să nu trebuiască să-l preluați și să-l predați din nou. Dacă nu aveți opțiune doar cu Turkish Airlines, optați pe S7, Sibirsky Airlines, companie rusească din Siberia. E foarte, mie mi-a plăcut foarte tare acea companie aeriană autohtonă. Puteți opta cu încredere. Dacă vreți să călătoriți în Siberia, optați cel mai bine pentru operator telefonic pe MTS. E o companie cu roșu, MTS. Astea ar funcționa cel mai bine în Siberia. În rest, toate sunt ok. Beeline, Tele2, Megafon ar fi ok în celelalte regiuni. În cazul în care vreți să veniți cu motocicleta, este la fel de sigur. Poate și mai sigur, oamenii aici te lasă să trag pe banda din dreapta, te lasă să-i depășești. Puteți veni cu motocicleta și cu cortul ca un adevărat aventurier. Și aici nu este interzis, nu e cu proprietate privată, nu prea scrie lumea e proprietate privată. Te-ai băgat într-o lizieră, într-o pădurice, ceva, ți-ai pus cortul, nu te deranjează nimeni. Poate să spună, dacă vine cineva, te vede că noptezi acolo sau zgătești, poate doar să te roage să ai grijă cu focul, să nu faci, să provoci vreun incendiu, atâta tot. Și bineînțeles, să strângi gunoi după ce ai terminat acel picnic, acea oprire, și nu, absolut nu să ia nimeni de tine, nu vă faceți probleme. Ca și piese de schimb, mentenanță, da, a automobilului dumneavoastră cu care veți veni, nu vă faceți probleme, găsiți cam toate piesele, cam la toate mărcile de mașini. Însă depinde de zona în care veți avea nevoie, unde vă veți afla. E posibil să aștepți 2 zile, 3 zile. Prețurile aici la service nu sunt foarte mari, sunt cred că mult mai mici decât în România. La piese, poate ca în România sau un pic mai ieftine, depinde și de ce mașină
aveți, dar să nu vă faceți griji că vii cu nu știu ce mașină și rămân cu ea pe acolo, nu mă ajută nimeni, nu. Poți face, mai sunt și oameni îndemânatici, ca și la noi, și strungari, improvizează ceva, nu te lasă în drum. Se rezolvă cumva. Prețul combustibilului, haideți să vă spun, poate vă interesează. La momentul de față suntem la 15 ianuarie, când înregistrez acest videoclip. Benzina de 92 este 50 de ruble, adică 50 de eurocenți, un pic mai puțin de 50 de eurocenți. Benzina de 95, 53, 55 de ruble. Dieselul, da, motorina, 57-60 de ruble. Cam așa e. Motorina de iarnă, aici există motorină de vară și motorină de iarnă. Motorina de iarnă va fi mai scumpă, 63-65 de ruble. Prețurile la cazare sunt undeva la 30 de euro. De la 30 de euro în sus trebuie să luați în calcul. De la 30 de euro în sus pentru două persoane. O cameră la hotel, nu de 4-5 stele, undeva la 3 stele, 30 de euro de o cameră pentru două persoane și nu neapărat cu mic dejun. Cu mic dejun deja sunt undeva la 50 de euro. Vorbim de regiunea centrală. La mare, dacă veniți în sezon, este mai scump. Cred că 50 de euro veți plăti în sezon, de la 50 în sus. Cât despre condusul în Federația Rusă, vă rog să nu vă faceți griji, vă asigur că totul este normal, nu vă oprește nimeni fără motiv, drept dovadă și Atila, prietenul nostru, Bertici Atila, dacă ați urmărit pe canalul lui, a mers aproape 5.000 de kilometri prin Federația Rusă, acum nu de curând, în ianuarie, și nu l-a oprit doar un polițist când atunci a încălcat regulile de circulație și totul e ok, e liniștit, nu vă faceți griji. Dacă vă pot ajuta cu mai multe informații suplimentare, sfaturi, mă puteți găsi pe Facebook, Răzvan Gogone, puteți să-mi scrieți în privat, aș fi bucuros să vă pot ajuta cu măcar cu un sfat. Dacă sunteți, veniți prin Rusia, dacă sunt în zonă sau sunteți în zona mea, sunt bucuros să ne vedem, să bem un ceai, o cafea. Sper că v-a plăcut acest video, vă iese de folos. Dacă nu, dumneavoastră personal, puteți, dacă știți vreun prieten care vrea să viziteze Federația Rusă, puteți să distribuiți acest video. Nu uitați, vă rog, să dați, să apăsați butonul like, să înscrieți un comentariu și să ne vedem cu bine. Doamne ajută! V-am pupat!